Un grup de elevi din parohia Sfântul Ierarh Nicolae Andrieșeni, județul Iași, au beneficiat sâmbătă 6 aprilie 2024 de un pelerinaj la câteva mănăstiri din județul Neamț. Itinerarul a fost organizat la inițiativa și prin contribuția arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași, cunoscut în țară și în străinătate pentru faptele de milostenie îndreptate către diferite categorii sociale. Prima oprire a copiilor, coordonată de profesorul Ilie Urmă, a fost la cetatea Neamțului, situată în orașul Târgu Neamț, iar apoi programul a cuprins închinarea la mănăstirea Neamț. Prin rânduiala lui Dumnezeu și a sfinților care ocrotesc aceste ținuturi binecuvântate, participanții s-au întâlnit cu înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Părintele mitropolit a binecuvântat pe tineri și s-a arătat încântat de inițiativa acestui proiect, intitulat Pelerinaj în cinstea sfinților. Ștefan cel Mare, în timpul domniei sale, toată Moldova a întărit-o ca semnele cetății. Suceava, mă întreb, da? Soroca, Chivia, Chivina, Cotin, Cetatea Albă și aici, această de domnul Cetatea. Masa de prânz a fost luată la seminarul teologic liceal ortodox Beniamin Costache de la Mănăstirea Neamț, la inițiativa părintelui stareț Nicodim și prin dragostea părintelui Viorel Laiu, directorul acestei școli de teologie. Un popas aparte a avut loc la Mănăstirea Secu, unde părintele Cleopa a vorbit copiilor despre istoria așezământului monastic și a oferit îndemnuri folositoare școlarilor. Un cuvânt pe care spunea bunica mea, Dumnezeu să ierte. Iau Casandra, zice, măi, întotdeauna, duminica și în sărbători, să mergem la biserică. Pentru că este ziua Domnului sau a Sfântului respectiv. Și noi trebuie ca să aducem laudă lui Dumnezeu, participând cu trupul și cu sufletul la Sfânta Jenezească Liturghiei. Nu este permis să stai acasă, sau mai grav, nu este permis să stai în pat sau să dori. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci se întoarce să fie viu și vrea ca toți se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Dar depinde și de noi. Că nu de bagă putea să nu arai. Dumnezeu să vă dea sănătate, pace, bucurie, liniște sfințească, răbdare până la sfârșit și mântuire. Să mai veniți pe la noi, că un pelerinaj la mănăstire este un popas pentru suflet. Și la aceste popase să se mai dese, este mai bine pentru sufletul nostru. Dăm hrană sufletului. Să ne străduim să putem și în practică, pentru că vorba sună, fapta tună. Iar voi copii să fiți cuminți, să învățați și să ascultați, că ascultarea este viață și neascultarea este moarte. Alegeți viața și când ascultați, să și faceți ceea ce ascultați. Nu se intre pe ureche și ia să pe amândouă, că n-am făcut nimic. Dumnezeu să vă ajute, postul șor și binecuvântat, folos prin mântuire. Programul a cuprins apoi închinarea la Mănăstirea Sihăstria, la Mănăstirea Agapia și la Mănăstirea Varatic. Copiii participanți au fost deosebit de încântați de organizarea pelerinajului și au mulțumit părintului stareț Nicodim pentru grija arătată. Invitația am luat-o de la domnul Ilie, care ne-am întâlnit la doi pași și ne-a spus să venim la 7 în stația de autobuz. A fost foarte frumos această excursie. Mulțumim foarte mult pentru că ne-au invitat să fac acest lucru frumos pentru noi și ne-a făcut surpriza asta, sâmbăta. A fost foarte frumos ziua aceasta și mai sperăm să mai vinim.
Mi-a plăcut foarte mult excursia, m-a dus și am ce încă o dată la anul și mi-a plăcut foarte mult. Am fost la multe biserici, am văzut multe animale diferite și foarte frumoase. Și mi-a plăcea să merg încă o dată când se mai poate. Mulțumesc pentru toți care au contribuit pentru această excursie. Profesorul Ilie Urmă și-a exprimat în numele micilor pelerini bucuria pentru organizarea itinerariului la câteva din cele mai reprezentative obiective religioase din zona Neamțului. Bucurie mare pentru o parte din elevii școlii Gheorghe Ciobanu Andrieșeni, care astăzi au participat la un pelerinaj la mănăstirile Sihăstria, Secu, Neamț, seminarul teologic Neamț, Văratic, care s-au închinat și și-au spus fiecare câte o dorință. Am avut o bucurie mai mare astăzi când ne-am întâlnit la mănăstirea Neamț cu înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care l-a felicitat pe părintele Axinte Nicu, preotul paroh de la Andreșeni, și care i-a mulțumit starețului Nicodin Gheorghiță de la Sfânta Mănăstire Hadâmbu pentru fapta frumoasă și deosebită care a făcut-o cu elevii din comuna noastră. Sigur că părintele stareț Nicodin Gheorghiță de la Mănăstirea Hadâmbu a prelejuit de mai multe ori aceste pelerinaje, fie cu elevi, fie cu adulți din comuna Andreșeni, care n-au fost niciodată la o mănăstire, n-au fost niciodată într-un pelerinaj și care pentru prima dată au avut bucuria de a se închina la Sfinte Moaște. Sfinte Moaște care ne-am închinat și astăzi la Sfintele Mănăstiri și care ne-a oferit o lumină deosebită. Pelerinajul de astăzi a început întâi cu vizita la Cetatea Neamțului, unde am avut o lecție deosebită din istoria poporului român, ținută de ghidul de la Cetatea Neamțului. Apoi ne-am oprit la seminarul teologic, unde am servit și masa. Suntem recunoscători părintelui stareț Nicodim Gheorghiță, care, iată, ne-a oferit astăzi o lecție de pedagogie prin oferirea acestui pelerinaj care le-a dat prilejul elevilor să învețe în primul rând cum să te comporți într-un grup, apoi ce înseamnă o mănăstire, ce înseamnă viața monahală, cum trebuie să te comporți ca un bun creștin. Iată, sunt lecții pe care nu le învață la școală, sunt lecții care nu poți să le înveți participi într-un astfel de pelerinaj. Pelerinajul copiilor din Andrieșeni a fost posibil datorită unei frumoase colaborări dintre Mănăstirea Hadâmbu și comunitatea parohială, unde locuiesc oameni gospodari și vrednici, iubitori de credință și de tradiție.